candidații au intrat în sălile de clasă la ora 9 pentru proba la limba și literatura română. Subiectele au avut grad diferit de dificultate în funcție de profil real și tehnologic sau umanist. Au fost subiectele medii, cred că a fost mai bine decât anul trecut, o să fie promovarea mai mare. Ce să spun, a fost bine, toți elevii care au învățat trebuie să rezolve măcar subiectul 1 și 2. Simbolismul și plumbul lui Bacovia le-au dat ceva bătăi de cap proaspeților absolvenții de liceu. Vreau să dau la lite la studii americane. Cum a fost până acum? Celelalte probe, partea orală, cum te-ai descurcat? Cum a fost? Am luat experimental la toate, la engleză, la oral am luat tot așa, la proba audio acolo am dat greșeală și am luat B1 și maxim era B2. Per total, la ce medie speri? Cum sper să termin bacul? Să scrie admis. Peste 6.000 de absolvenții de liceu din județul Constanța susțin în aceste zile examenul maturității. Rezultatele se vor cunoaște abia lunea viitoare, la finalul bacalaureatului. Unii elevi spun că au studiat intens, iar ținuta și mimica lor confirmă că așa a fost. Dar alții recunosc, fără menajamente, că au preferat să se distreze și au învățat doar pe apucate. La ce notă speri? Ce rezultat speri? La un 5-6. Adică treci bac. Așa zic. Și ce vrei să faci în continuare? Continuare deocamdată nu m-am gândit ce să fac mai departe. La partea 3 a fost, dacă m-ai învățat. Ce a fost la partea 3? Despre Tudor Arghezi, despre Ion Barbu și despre... Nu știu. Să alegi unul 3. Și cum te-ai descurcat? Nu. 21 de elevi de la centrele de susținere a bacalaureatului din Constanța au ratat de data aceasta examenul. Tinerii au fost dați afară după ce au fost surprinși copiind sau având asupra lor fițuicioare telefoane mobile în care erau inserate pasaje din operele studiate. Potrivit regulamentului, elevii care au fraudat vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea din timpul în care au fost eliminați. Marți și miercuri sunt programate probele scrise la limba maternă și cea la alegere matematică sau istorie.